Jucători cu experiență în fotbalul românesc, Cătălin Toader și Liviu Hapain, au trecut în revistă numele echipelor pentru care au evoluat de-a lungul anilor. Am început la Mușcelul Câmpulung și se pare că voi termina tot la Mușcelul Câmpulung, a spus în fața jurnaliștilor Țețe Toader. Am început la Mușcelul Câmpulung, chiar făcând o paranteză, vorbeam cu toată lumea. Prima echipă pe legitimație, Mușcelul Câmpulung, și ultima, cred că tot Mușcelul Câmpulung o să fie. Mușcelul Câmpulung, FC Argeș, după aceea Steaua București, Dacia Pitești, Unirea Urziceni, Poli Timișoara, Minerul Lupeni, Viscofil București, Axintele, din ea numiți atât de lângă Urzicene, și acum Mușcelul Câmpulung. Eu mi-am început junioratul la Sportul Studențesc, București, după aceea am evoluat la Forestierul Sâmpeni, la CS Mioveni, Dacia, Posta Dacia Mioveni, Internațional Curtea de Argeș, Albota, CS Mioveni Vâlcea, FC Olt, iar acum în ultima perioadă la SCM Pitești, după aceea m-am retras acasă la Mușcel, în divizia D. De asemenea, cei doi au trasat meciurile de referință la care au participat în toată această perioadă. Un meci de referință l-aș avea Unirea Urziceni cu Internațional Pitești. Venise antrenorul Octavian Grigore de la Petrolul. Eu fiind cel mai vechi, golghetul echipei, am avut nu o ceartă, o șicală la antrenor, nu m-a băgat până în minutul 80. M-am băgat, am înscris, am bătut cu 1-0 și meciul ăla o să-l țin minte de acum cu numele. Un meci care mi-a rămas în memorie, așa, care îl am și acasă pe un DVD, e un egal cu Miovenul la Dinamo, este față mare. Mulțumesc frumos! Da, cred că ți-l mai aduce aminte. 1-1. Dinamo avea echipă bună. Când au luat ei campionatul. Da. Cu Rennie, ca antrenor. Și la Mioveni tot așa, când am promovat în Liga 1, ultimele etape, am avut câteva meciuri cu miză foarte mare. Aflat la început de activitate, Georgian Jenaru nu are în palmares atât de multe echipe, dar speră să le calce pe urmă colegilor mai mari. În conferința de ieri, Jenaru ne-a spus cu cine a încercat să convingă în vară să semneze cu Mușcelul Câmpulung. Există vreo concurență între frații Jenaru? A existat totdeauna, nu? Da, a existat totdeauna. Vorbești cu fratele tău? Deja putem spune că ești mai bun decât el în momentul ăsta, nu? Da. El... M-a rugat de el la început, când a început campionatul, să vină la noi, n-a vrut, s-a dus tot la Atleti Bradu și i-a zis să ne întâlnim și o să vedem un meci direct ce o să se A făcut o alegere neinspirată.